Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni ai fermei grădinei bio! Astăzi vă arătăm cum se face dezinfecția la o cușcă. Din păcate aici știți că este o cușcă a lui Șinșila, care nu mai este. Și am făcut o dezinfecție. Am folosit acest spray pe bază de clor, Maxi Sept Ultra Rapid. Așa arată. Maxi Sept Ultra Rapid dezinfectant concentrat pentru de uz profesional și industrial și populație dezinfectant. Eu am procedat în felul următor. Am dat cu acest spray, am lăsat să se usuce. După care, de fapt, nu am lăsat să se usuce. Inițial am șters cu șervețele, deci folosesc șervețele, da, se vede. După ce dai pe întreaga suprafață, folosim șervețele care să usuce mizeria și să se adune. După ce am adunat această mizerie, am procedat din nou de a da cu dezinfectant, cu Maxi Sept. Acesta este, așa cum vi l-am arătat, să-l pun aici să vadă mai bine. Maxi Sept, ultra rapid, dezinfectant. Am dat pe toată suprafața, am scos toată mizeria, am dat și pe lateralele cuștilor. De fapt, nu ai scos toată mizeria. N-am scos toată mizeria? Păi uite, mizerie. Unde tot totul? Ia, arată tu mie unde, ia, ca să vadă și... Uita. Acolo e mizeria? Da. Aoleu. Ia, mai arată o dată, te rog. Uite, pe acolo, pe aici. Am mai rămas, dar o să mai măturăm o dată, o să mai curățăm. Și o să recurgem la administrarea, cum se numește, administrarea de soluție. Acum am lăsat să se dezinfecteze și administrăm ulterior măturarea cuștii. Mă rog, în mod normal ar trebui și vopsită, dar acum văd în vedere că este și iarnă și nu putem face acest lucru. Nu am făcut acest lucru de a vopsi, pentru că nu este iarnă și este greu de uscat, să zic, cușca. Aici avem altă grădiniță de 6 bucățele de iepuraș. Pe aici pe jos este frumoșica care a fost scoasă. O să vedeți un episod foarte tare, nu vă arăt acum. A venit un puișor care a fost dat din puișor ei, l-am luat înapoi pentru că persoana respectivă nu mai putea să îl dețină. Aici este Mihăiță. Așa că nu vă arăt puișorii. Tati, vei să-mi dai cu capul, te rog. Puișorul care l-am adus astăzi de la... Ia, tati, cum e cu iepurașii? Arată și tu. Asta vrem să lăsăm abonații să fie curioși, să intre și data viitoare la noi pe canal, ca să vadă experimentul pe care l-am făcut. Asta va fi un experiment, să vedem un puișor care n-a crescut lângă mama lui și un puișor care a crescut lângă mama lui. Să vedeți diferența, o să vedeți ceva extraordinar, adică recuperarea acestui puișor a fost făcută deoarece persoana respectivă, odată că nu mai putea să mai țină puișorul, și doi, ca și un experiment pentru noastră, pentru publicul canalului, ca să vedeți ce se întâmplă cu un puișor care nu crește lângă mama lui. El a fost dat, ulterior persoana respectivă nu l-a mai putut ține și l-am luat înapoi. Dar asta o să vedeți, v-am spus, în episodul viitor. Astăzi este episodul cu dezinfectarea cuștii. În acea cușcă o să administrăm acum, o să vă și arăt cum procedăm. Am aici un sac cu talaș. Da, a focusat. Luăm acest sac cu talaș. Ia, tati, te rog frumos, ia vino mai încoace. Ca să administrăm talașul, vino încoace lângă mine. Păi să-l facem, tati, în episodul viitor. Astăzi o facem partea cu... Da, este aproape foarte greu de rezolvat problema cu o singură mână. Așa, trebuie să fi căzut. Frumoșica este aici jos. Vom vedea și dacă va accepta sau nu puișorul. Aici mai avem o grădiniță, tricolorul.
sunt puțin agitați, așa, să vedem așa, că încă nu și-au primit mâncărica și încă două fetițe care urmează și ele să plece în curând de la noi. De ce plec? O să plece la locușorul lor, adică înțelegi tu. De? O să spun în episodul viitor. Fetița nu vrea să dăm niciun iepuraș, toți iepurașii să rămână la noi. Aici nu sus. Nu dăm, da, tata, niciun iepuraș, cum să dăm? Nu dăm niciun iepuraș. Nu, să nu, să rămână la noi. Aici avem pe frumoasa de Ioana, cum a denumit-o soția mea. Ioana va avea și ea puișori în curând. Văd că nu prea s-a omorât cu mâncarea. E sus, tati, acolo l-am pus ca experiment. Acum puișorul despre care va urma un experiment l-am lăsat cu frații lui odată să capete mirosul și să obișnuiască și cu cușca. Frumos, dă-te la o parte. Așa. Acum, după ce am lăsat să se usuce, punem talașul în cușca aceea. Cine stă aici? Aici va sta Andreea, că urmează și ea să facă puișori și i-am pregătit și ei locușorul. Cam așa arată după ce pregătim. Să vi-l arăt și pe Ariel. Uitați, aici este Ariel. Da? L-am pus și pe el. Aici grasul Tarzan vi l-am arătat. A venit și doamna FGB. Ia, doamna FGB, țineți, vă rog frumos. Ce se întâmplă aici, tătuțu? Ai venit cu doamna Ferma Grădina Bio? Spuneți, doamnă, ceva, vă rog, că oamenii vor să filmați mai mult. Ce părere aveți de treaba aceasta? Bună ziua, dragi abonați! Ce părere să am? Că lucrez, că am un copil de crescut și mă ocup și de fermă. Cam asta e părerea mea, din acest motiv nu filmez, pentru că nu am timp. Merg la serviciu dimineață, după serviciu mă ocup și de copil, vin și la fermă aproape în fiecare zi, cred că vin 6 zile. Să nu exagerăm totuși, vii cam la 3 zile, cam așa. Cum vin fiecare zi, sau aproape în fiecare zi câteodată, când are timp. Mă scoate și tu cuile astea, aici de la cușca asta. Cuile, dar pune-l tata și pe ăla acolo ca să-l filmăm și pe el. Da, doamnă, dumneavoastră faceți multă treabă aici. De exemplu, astăzi trebuie să recunosc că a dat de mâncare la toți iepurașii și Hai, mami, hai de dă-mi și pe el acolo să mănânce și el puțin, iubita. Da, hai ca să punem puțin camera și pe Ioana. Hai să punem și pe Ioana să vorbești ceva, da, deci de Ioana. Hai să închidem aici, te rog frumos. Stai să vorbim, care e Ioana? Ia, arată tu la oameni, care este Ioana? Tati, dar nu mai chinui pe la micu, să rog, te rog eu frumos, lasă-l acolo și pe el. Fetița îl iubește foarte mult pe ăsta mic. Da, ghinionul lui, săracu. Da, exact, ghinionul lui. Că el nu mai apucă să mănânce versele. Până după ce că era mic, nu apucă nici să mănânce. Ia uitați-o pe Ioana, este iepurița de la domnul Mihai acea, este gestantă, urmează și să fete și ea în foarte scurt timp, cam, cred cam în 2 săptămâni, cam așa, sau 1 săptămână jumate, nu mă știu exact. Ce faci, dragă, acolo? S-a apucat așa să scarpine pe aici. Am făcut acest video mai din bucățele, dar important este că l-am făcut și că este majoritar cu iepurași. Da, ia să plânge Tommy. Hai, Tommy. A, așa, ia să o dăm mai așa. E foarte greu cu o singură mână. Plângea Tommy. Așa. Ia să vedem dacă reușesc eu cu o singură mână să o întorc cu fața către voi. Nu vrea, că nu este obișnuită cu cușca aceasta. Atâta se închide, mami, nu se închide mai mult. Ați văzut, o să revin în continuare cu continuarea videoului și cu încheierea. Cam asta este Ioana, da? Fiți aproape de canalul nostru. Așa, am revenit, acum vom proceda la introducerea. După frumos și tagă jos. Uite-o cu frumușica pe jos, să ridicăm două lăbuțe. Stai frumușica acolo. Vă să țin la telefon. Mami, nu ții tu telefonul acum. De ce? Tu ții când faci tu filmările, iubire. Uite, s-a întâlnit cu cel mic. După ce faci tati filmarea, să o lași pe ea.
Permagrădina bio. Permagrădina bio. Am revenit, am băgat-o acolo pe Andreea. Am băgat-o aici în cușca dezinfectată pe Andreea. Ea se pregătește de fătare. Mami, nu e voie la ăla, că ăla e periculos. În ce procedez eu și în ce fac? Am aceste cutii de tablă de la Hochlandia de 500 de grame. Acestea le folosesc pentru că sunt cele mai bune, am folosit mai multe, dar capul iepurașului încape aici înăuntru și în același timp intră și o cantitate de mâncare care poate rămâne iepurașului respectiv pentru o perioadă mai mare de timp. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Eu v-am arătat cum fac dezinfecția și ce anume folosesc la dezinfectarea puștilor. Cum se procedează după ce desinfectezi, trebuie să lași o perioadă de o zi să dispară mirosul și tot ce este. Aici în cazul meu am lăsat această iepuraică că urmează să fete și trebuie să obișnuiască și ea cu cușca cu cel puțin o săptămână înainte de fătare. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, ca de obicei vă durez o zi mai mult decât excelentă și vă aștept la un nou episod la Ferma Grădina Bio. La revedere, dragi prieteni!